Ieri, în sala Unirii de la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a decorat 15 instituții de învățământ din țară. Printre acestea, au avut onoarea de a primi distincții și 3 unități școlare buzoiene. Rare ori spun că am fost mândru în unele întâlniri dintre acestea. Faptul că Buzoul a fost reprezentat de 3 școli este un lucru extraordinar. Școala de la Glodeanu Siliștea, Școala Aviatori Mircea Bădulescu din Buzău și HD-ul, singurul județ care a avut 3 școli la Cotroceni. Performanțele celui mai titrat colegiu buzoian au fost astfel recunoscute la cel mai înalt nivel, la scurt timp după ce HD-ul a mai primit o distincție de mare importanță. Anul trecut, pe 25 octombrie, Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul a fost decorat cu Crucea Casei Regale a României, chiar prin decizia regretatului rege Mihai I al României. Ne bucurăm pentru faptul că, iată, și instituția președintelui României onorează HD-ul pentru ceea ce reprezintă și ca vârstă, pentru că a avea 150 de ani înseamnă a fi în slujba învățământului românesc și a performanțelor pe care le-a obținut această școală cu elevii și profesorii săi. M-a impresionat faptul că administrația prezidențială, excelența sa, domnul președinte Klaus Werner Iohannis, a invitat și elevii. Aceasta a fost cea mai mare bucurie a mea, ca una dintre elevele noastre, Maria Burlacu, elevă reprezentativă. Cred că anul acesta vom avea șef de promoție cu media 10 la HD-ul. Maria Burlacu a primit ordinul împreună cu mine de la domnul președinte. Din delegația HD-iană au mai făcut parte și elevii Alexandru Raicu, Raluca Trandafir și Alexandra Florea, alături de directorul adjunct al colegiului, profesorul Laurențiu Țepeluș. Deși foarte emoționați, elevii HD-ului au reprezentat cu mândrie Buzăul, singurul județ care a primit 3 distincții de la președintele României. Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de ofițer a fost acordat școlilor gimnaziale Aviator Mircea T. Bădulescu și celei din Glodeanu Siliștea și în grad de comandor colegiului Bogdan Petricei cu HD-ul. Am fost cu acești copii care reprezintă HD-ul și știu să-l reprezinte. Fără niciun fel de reținere spun că au fost distinși în felul în care s-au prezentat ieri acolo. Colegiul Bogdan Petricei cu HD-ul reușește să se mențină în elita liceelor din țară, anul acesta clasându-se pe locul 3.